Cred că asta e cel mai important lucru. Suntem neînvinși și asta da, îți poate da o anumită încredere, un anumit entuziasm. Nu mai vreau să mă întorc la ceea ce am spus cu o săptămână înainte, de felul cum noi ne-am adunat aici. Da, până la urmă și cele două puncte, eu sunt sigur că sunt foarte binevenite. Ne pregătim. Important e că eu la fiecare meci, chiar dacă este el oficial, să văd un progres al echipei. N-am avut posibilitatea să ne întâlnim înaintea, știu, să începem pregătirea împreună, să lucrăm, să avem un cantonament împreună, să am mai multe meciuri de pregătire, meciuri amicale. Nu am avut această posibilitate, dar asta e, încerc să iau lucrurile din mers și vreau să văd de la băieții mei un progres la fiecare meci oficial. Cine știe ce vot ca și valoare. Joacă mulți jucători pentru numele Pandurii, crezi că asta constituie un combat perfect? Și dacă poți compara perioada petrecută de tine la Rapid cu New Rapid, când a fost atunci echipa de tineri jucători? Da, poate fi o conjunctură potrivită pentru cei tineri. Numele de Pandurii, clar că spune multe. De am și venit aici. E un club cu tradiție. Poate fi un moment bun pentru cei tineri, dar asta depinde numai de ei. Nu trebuie să se pregătească cu gândirea că sunt tânăr, e situația care este la club și atunci voi juca cu siguranță. Trebuie să pregătească foarte bine, să demonstreze că au valoare și nu neapărat că sunt forțați și de acest sistem de Under 21, să pregătească foarte bine la antrenamente și până acum sunt câțiva jucători care au surprins plăcut, dar știți foarte bine mentalitatea jucătorului român, joacă 2-3 meciuri bune și după aia un an întreg, nu, pentru mine e foarte important să avem continuitate într-un joc bun, într-un joc plăcut, acești tineri să demonstreze la fiecare antrenament și la fiecare meci că pot fi niște jucători de viitor. Echipa totuși își creează ocazii de gol, are capacitatea de a reveni, s-a văzut și în ultimul meci. La ce mai e de lucru, dincolo de omogenitate și de practic definitivarea lotului? Avem foarte mult de lucru, nu? Pentru că trebuie să punem la punct pregătirea fizică. Nu e ușor în această perioadă. Trebuie să luăm lucrurile din mers. Trebuie să lucrăm foarte mult tactic, exerciții de coordonare, gândire, mentalitate, nu? Dorința aia de a învinge. Știți cum e, că poți să muncești la antrenament, poți să implementezi ceva într-un timp foarte scurt, dar cred că cel mai mult în aceste momente contează foarte mult entuziasmul jucătorilor. Nu? Și dorința aia de a juca. Asta este foarte important. În ce măsură a fost de răuzit meciul de la Petroșan cu Șirinească? Am nevoie. Am nevoie. Pentru mine a fost un meci bun. A avut o anumită relevanță, nu? Această partidă. Chiar ea și amicală. Ați văzut, dacă ați fost prezent la meci, am jucat împotriva o echipe destul de agresive, cu dorința de a ne învinge. Pentru noi a fost un joc bun, un antrenament util și chiar am nevoie de astfel de meciuri în contextul în care nu am avut parte de meciuri amicale în pregătire. Ați mai testat și acolo jucători gen Șut, Maxim? Sunt șanse să rămână aceștia? Bineînțeles, sunt jucători care îi cunosc. Eu nu-i pe Șut, Maxim, nu i-am adus aici să-i văd. Doar i-am introdus în teren ca să se adapteze foarte rapid. Sunt jucători care îi cunosc și eu îmi doresc să rămân la echipă. Când vei afla dacă vor rămâne sau? Păi nu, eu nu trebuie să aflu într-o anumită zi. Eu i-am adus la echipă să rămână la echipă. Eu îmi doresc din... Nu mai depinde de tine e semnătura pe la urmă și... Da, eu cât mai rapid. Cât mai rapid posibil. Eu aș vrea să iau... Să iam pe atât pe Adi Șut cât și pe Florin Maxim chiar să facă parte din lot la meciul de sâmbătă. Acum, nu știu dacă se va putea acest lucru.
Da, se legitimează. Da, mai venit un jucător la fel, un jucător tânăr, Grigore Turda, un jucător care poate juca pe trei posturi, atât fundaș central cât și în ambele zone ca și fundaș lateral. Deci sunt trei jucători tineri, sub 21 de ani, care pot avea o perspectivă foarte bună. Grigore Turda a jucat ultima dată la Zalău. Da. Ce știți despre Victoria Tursa? Ce să știu? Știu destul de multe. Știu că e o echipă în ascensiune, o echipă care lucrează cu un antrenor foarte bun, o echipă venită din Liga a treia, o echipă omogenă, care deja își cunosc foarte bine antrenorul, se cunosc foarte bine între ei. Acolo s-au creat deja niște relații de joc, niște automatisme. Probabil că este s-a implementat un anumit concept. Îl cunosc foarte bine pe Vintilă, un antrenor tânăr și foarte bine pregătit. Drept dovadă și aceste rezultate de început de campionat, rezultate bune pentru ei. Chiar un rezultat de egalitate împotriva Utei din Arad, la ei, acasă. Chiar puteau să și câștige această partidă, nu s-a întâmplat. Vă dați seama că va fi un meci destul de dificil și mai ales că vom juca pe o suprafață sintetică. Noi încă nu suntem foarte bine pregătiți fizic, dar remite să mai facem față 90 de minute pe o suprafață sintetică. Vă dați seama că va fi foarte dificil, dar ăsta este programul, mergem, trebuie să ne ambiționeze și pe noi, că jucăm împotriva unei echipe foarte bune. Nu degeaba am și spus că echipele venite din Liga a treia s-au dus până în ultimii 3-4-5 ani, echipele venite din Liga a treia au ajuns până în Liga a întâi, trebuie dovadă, voluntari, Sfântul Gheorghe, Juventus Colentina. Vedeți și în asta că Hermann Stadu deja a început foarte bine cu o echipă venită din Liga a treia, o echipă nou promovată și eu sunt sigur că va avea un cuvânt mare de spus în promovarea la prima divizie. La fel putem spune și de Metalul Globus, o echipă dintr-un cartier de lângă București, care, vedeți și noastră, o echipă care lucrează de mult împreună și pot avea rezultate foarte bune. O echipă bună. Credem că s-au cam egalizat valorile de la Păi, tocmai am spus, nu? Sunt echipe, de ce? Nu ar trebui să ne punem și noi întrebarea? De ce echipele care au venit din Liga a treia au promovat până în Liga a întâi? De ce? Vă spun eu de ce, vă dau eu răspunsul. Păi nu. Au lucrat cu același antrenor, o echipă omogenitate și au întărit cu câte 3-4-5 jucători normal să aducă jucători de valoare să facă față la un eșalon superior și de aia s-au ajuns până... Și nu vă puneți la fel o altă întrebare, de ce foarte multe echipe care chiar și-au propus de mult timp ca având ca obiectiv promovarea în prima ligă, n-au promovat? N-au promovat pentru că au făcut schimbări de antrenori, un dezechilibru și n-au reușit. Deci, să nu vă mire cu nimic dacă atât Hermann Stadu cât și Metalul Globus vor promova în prima ligă. Vă mulțumim și cu un egal acolo sau deja trei rezultate consecutive de egalitate? Mi-aș dori să obținem prima victorie. Mi-aș dori foarte mult. Eu niciodată nu pot să le transmit asta jucătorilor și eu ca și mentalitate. Așa am avut-o și ca jucător, o am și ca antrenor. Totdeauna mentalitate de învingător. Acum, eu nu pot să-mi propun de la bun început, voi face egal sau... Nu, eu îmi propun întotdeauna la fiecare meci, indiferent împotriva cui joc acasă sau în deplasare, îmi propun să câștig fiecare partidă în parte. Puneam mai devreme și de factorul pregătire fizică. Te îngrijorează într-un fel, mai ales că vine și o etapă intermediară, două meciuri. Normal că mă îngrijorează, vă dați seama. Normal că mă îngrijorează. Dar asta e. Ce să fac acum? Am încredere în jucători, așa cum suntem noi, în frunte cu mine. Am încredere în ei, suntem cum suntem, mergem, încercăm să ne facem treaba. Muncim foarte mult la antrenamente, chiar și pe căldurile astea. Nu e ușor, să știți că nu e ușor. Și cum crezi că o să facă față ritmului? Eu sper.
Eu nu vreau să cred. Eu doar vreau să... Doar îmi doresc. Îmi doresc ca ei să poată face față. Nu e ușor și eu sunt alături de ei, sunt conștient de sacrificiile pe care le fac și eu sper să reușim. Și doar împreună vom reuși. Te limitezi la un singur sistem de joc? Nu neapărat. Nu neapărat. Vreau să implementez un anumit stil de joc, un anumit sistem de joc, dar nu, un antrenor foarte bine pregătit trebuie să aibă toate sistemele de joc puse la punct. E clar că întotdeauna fac echipa după jucătorii pe care i-am eu la dispoziție, după echipa mea. Să știți că nu e pe primul loc. Nu pregătesc echipa după adversar. Dar cu siguranță că vor fi și unele meciuri în care îmi voi pregăti echipa după adversar. Nu, sistemul se poate schimba de la meci la altul. Pentru mine nu există niciun fel de problemă. Pare atunci 4-4-2 o soluție sau 4-4-2? Dar cine joacă 4-4-2? Nu știu, m-am gândit că sunt echipe care mai încearcă. Sau 3-5, nu știu. M-ați întrebat pe mine, pare 4-4-2 o soluție sau vreți să-mi propuneți? Da, pare, v-ați gândit și la varianta asta? Tot timpul, nu v-am spus adineauri. Sunt sisteme, tot timpul un antrenor foarte bine pregătit. Trebuie să folosească un anumit sistem, în primul rând, în funcție de jucători pe care ai la dispoziție. Și sistemul se poate schimba și pe parcursul meciului, nu neapărat de la un meci la altul. Bineînțeles. După această perioadă relativ scurtă petrecută la Târgu Jiu, v-ați gândit pe ce posturi mai aveți nevoie? Dacă mai aveți nevoie pe anumite posturi de jucători? Adică trebuie neapărat de jucători. Da, acum nu știu ce să zic. E foarte greu să... Nu, am deja, eu cred că am jucători pe toate pozițiile, în teren. Și ca să-ți aduci un anumit jucător, în momentul de față, foarte dificil. Sunt jucători, dar... Dacă vrem să aducem un jucător bun, un jucător de valoare, un jucător care să se adapteze foarte rapid, în momentul de față e aproape imposibil. Din cauza situației financiare de la club? Nu. Nu vorbesc de situația financiară de la club. Nu. Noi suntem în plin campionat. Eu nu vreau să vorbesc de situația financiară de la club, că nu mă privește. Vreau să vorbesc doar pe partea tehnică. Să vedem unde e. Avem... Unde găsim mijlocașul ăsta de construcție? Și mi-aș dori un Denuz Lupu, un Schumacher. Mi-aș dori. Dar un mijlocaș de construcție. Poate că avem. De unde știți dumneavoastră? Poate că avem în curte la noi. Deja sunt la echipă și încă n-au răsărit. Vedem, muncim. Jocul meu e un joc, se bazează pe un joc colectiv. Și... Mai devreme sau mai târziu, unul sau mai mulți jucători vor ieși în evidență. Eu am jucători cu calitate în echipă. Totdeauna eu așa cred. Ce am la dispoziție, vreau să scot maximum din ei. Pentru mine, în momentul de față, sunt cei mai buni jucători. Se poate schimba, dacă vorbim așa, și se poate schimba și obiectivul din mers la un moment dat? Și dacă într-adevăr s-a stabilit acel obiectiv îndrăzneț, nu? Da. Dacă se poate, da. Se poate schimba. Deci e normal, e firesc până la urmă să... Depinde cum te duc rezultatele. Și atunci numai că poți, dar în momentul de față nu ne putem propune un obiectiv. Acel obiectiv îndrăzneț de care s-a tot vorbit. N-ai cum, în momentul de față e greu. Linia de club pare o mare problemă. Vorbeam la un moment dat de relațiile de joc. Se pare că nu se simt cum trebuie. Anumite faze de tratează despre legeritate. E vorba strict de lipsa de omogenitate sau și de o anumită valoare? Eu cred că, în primul rând, este vorba strict de omogenitate. Și pe lângă omogenitate, jucătorii și la domnilor. Nu sunt pregătiți fizic. Toți jucătorii, nu neapărat fundașii, toți jucătorii din echipă, în momentul de față, nu se pot exprima la adevărata lor valoare, pentru că n-au început pregătirea împreună. Acești băieți nu au făcut un cantonament.
și eu, au jucat doar din inerție. Și eu cred că din organizarea pe care am făcut-o așa, nu din inerție. Inerție, eu cred că asta putem să folosim în alt context. Nu. Au jucat din valoarea lor. Și din organizarea pe care au făcut-o antrenorul dinaintea mea, prima etapă și acum din a doua etapă. Deci, eu cred că am spus totul. În momentul actual, jucătorii nu se pot exprima la adevărata lor valoare pentru că n-au pregătire fizică împreună. Și când estimați că s-ar regla această problemă? Ei, nu știu. Eu nu pot să estimez lucrurile astea. Asta, lucrurile astea le luăm pas cu pas. Eu îmi pregătesc fiecare meci în parte. Fac ciclu săptămânal. Voi vedea, nu v-am spus, eu v-am dat răspunsul la întrebarea asta pentru de la meci, la fiecare meci oficial, voi vede, eu vreau să văd un progres. Nu, și e clar că la fiecare meci fac o evaluare. Eu doar vreau să văd un progres. La oricine își pune... Eu nu pot să estimez. Domnule, uite, peste 5 etape vom fi... N-am cum să spun lucrul. Dar pot să aștept. Să zicem, peste 6-7 etape, să mă gândesc voi, ca și antrenor, echipa trebuie să ajungă la un anumit nivel. Păi nu, că eu de la fiecare, după fiecare etapă, de exemplu, a trecut acum o etapă, de la, după meciul, vreau să văd un progres, dacă am, să ajungem la un nivel, să creștem. Da, e posibil că la un moment dat, după câteva etape, sau știu, vreau să ajung, sau să-mi propun că vreau să ajung la nivelul ăsta. Cu toate că nu asta e, deci nu mă gândesc la lucrul ăsta, chiar nu mă gândesc la lucrul ăsta. Eu mă gândesc să fac antrenamentele zi de zi și de la fiecare meci oficial să văd ceva. Ți-ai structurat, să zicem, o echipă de bază? Tot lotul, da. Eu zic cu cei trei, eu sper cu cei trei să fie cam asta să fie lotul. Titularii nici de patru. Da, nu, titular nimeni, niciodată nu pot să spun că cineva e titular. Nu. No. No. Un anumit număr de puncte din aceste două etape, normal, vă doriți 6, dar minimul pe care îl acceptați? Din câte etape? Din astea două. Urmează acum cu intermediara, dacă v-ați gândit la astea două, ce număr de puncte vă doriți? Eu îmi doresc primul meci. Eu vorbesc de primul meci, nu mai vorbesc de intermediară. Nu mai vorbesc de al doilea meci. Primul mă interesează cel mai important pentru mine e primul meci. Cel cu Metalul Globus. Din care v-am spus. Mentalitatea mea este de învingător. Vedeam cum vom reuși.